Un hoț de lemn a fost prins în flagrant luni 3 ianuarie, aproape de miezul nopții, de către primarul comunei Miroslovești, Constantin Cojocaru. Bărbatul era în zăvoiul din satul Verșeni, de lângă râul Moldova, și avea în căruță mai mulți copaci tăiați. Edilul comunei a fost anunțat printr-un mesaj anonim că se aud sunete de drujbă în zona respectivă, iar în scurt timp s-a dus la fața locului, însoțit de doi angajați ai primăriei. Dar ce, aici ai... ai sat fără stăpân sau cum? Păi, eu nu înțeleg dacă nu este al tău, dacă nu este al tău, de ce ai tăiat? Auzi, dacă nu este al tău, de ce ai tăiat? Dar numai eu? Dar nu contează, bun, o să dai declarație și o să spui și cine o mai tăiat, da? Nu tăie, o căzut jos. Nu căzut jos, că se cunoaște că e tăiat. Și luăm măsurile care se impun. Pregătim lemnele, le ducem la post. Am anunțat poliția, urmând ca în următoarele zile să facă cercetări la fața locului vis-a-vis de infracțiunea reperii legale de arbori. Furtul a fost oprit de primar, iar făptașul ținut pe loc până la venirea poliției. Suspectul, în vârstă de 29 de ani din comună, a fost găsit singur pe malul apei. A susținut că nu are drujbă și că arborii erau căzuți, deși pe filmare se pot observa copacii ce erau tăiați. Dar de ce ai tăiat? Uite, ăștia nu sunt din ăștia. Ăștia, uite, sunt tăiați de aici, din rădăcină. Da, și uscat, fac da? Obi, uscat. Și de ce l-ai tăiat? Da, dacă cade pe un copil, pe unde cade, mă, pe un copil? N-ai tu grijă. Aveți dumneavoastră? Da. Dacă n-au căzut gătițele, ești așa dacă e la N-ai tu grijă. Un om, un om. Deci n-ai tu grijă, asta este tăiere ilegală, indiferent ce. E tăiere ilegală de arbor, da? Păi și eu n-am știu. Materialul lemnos a fost confiscat și a intrat în custodia primăriei din comună. Căruța a fost adusă la primărie cu tocul lemni și se va confisca atât atelajul cât și materialul lemnos. Mâine se va face o anchetă. Ne-am deplasat după aia la primăria comunei Miroslovești, unde a fost confiscat și lăsat sub custodie căruța și lemnul care era pregătit pentru a fi transportat. În ultimul timp, frecvența de tăieri ilegale acolo este destul de mare, din informațiile pe care le avem, datorită acestor persoane care se ocupă cu așa ceva. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar în cauză a fost deschis un dosar de cercetare penală. La data de 3 ianuarie anul curent, în jurul orei 20:30, polițiștii secției 6 Poliție Rurală Pașcani au fost sesizați despre faptul că pe raza comunei Miroslovești o persoană ar fi tăiat mai mulți arbori de pe un teren cu vegetație forestieră. În baza sesizării, polițiștii au identificat bărbatul bănuit de comiterea faptei. De asemenea, persoana a fost condusă la sediu pentru verificări, unde a fost luată măsura ridicării în vederea confiscării a materialului lemnos. De asemenea, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt, în vederea stabilirii întregii situații de fapt. Furtul oprit noaptea trecută de primarul comunei Miroslovești nu este singurul din zonele apropiate municipiului Pașcani. Potrivit unei statistici făcute de Ocolul Silvic din oraș, anul trecut s-au furat din pădurile păzite de unitatea din municipiu 93 de metri cubi de lemn. 72 de metri cubi au fost justificați prin infracțiuni și contravenții, iar pentru restul nu s-a găsit făptașul. Cantitatea de lemn urmează să fie plătită de pădurarul care avea zona forestieră în pază. De precizat este faptul că cele mai multe tăieri ilegale de lemn au avut loc anul trecut în codre din humosul Sirețel. Tot acolo, un pădurar a fost omorât cu o secură de un adolescent de 17 ani, prins în flagrant în timp ce fura lemne.
Proiectul Impark Zone, prin care locația poligonului din Pașcani a devenit un parc atractiv pentru tinerii din municipiu și nu numai, a fost premiat la nivel național de către un departament din cadrul Guvernului României. Clubul Impact Special Pașcani, cel care a pus în practică această idee, a primit marele premiu la categoria organizație non-profit, în cadrul galei dezvoltării durabile, ce a avut loc pe 2 ianuarie și a fost transmisă pe TVR. Trofeul și diploma au fost înmânate unei voluntare, însă pe scenă a urcat o parte din echipă alături de coordonatoarea clubului, profesoara Oana Plaiu. Premiul constă în titlul onorific de campion în educație și promovarea oferită de participarea la un program realizat în parteneriat cu TVR. Au fost niște emoții copleșitoare, deoarece au fost 3 din echipa noastră plus doamna coordonator Oana Plaiu, însă persoana care a ridicat premiul am fost eu, delegată de doamna coordonator. Emoțiile au fost la un alt nivel, știind că suntem la o televiziune așa de mare, știind și văzând care este premiul pe care îl câștigăm. Dar bucuria din sufletul nostru că putem să ducem acest premiu acasă a fost pe măsură. Proiectul Clubului Impact Special a fost selectat în urma unui concurs organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Parcul amenajat s-a dovedit a fi un loc mult așteptat de comunitate și o idee ce poate fi dată ca exemplu. Proiectul câștigător al Clubului Impact Special a fost Impark Zone, parcul organizat de noi de-a lungul verii. Parc ce a reușit de asemenea să dovedească calitățile sale în concursul ce a avut peste 130 de proiecte puse la dispoziție juriului, din care s-au ales doar 5 la nivel național. Organizatorii galei au realizat și câte un film de prezentare a fiecărui dintre cei 5 câștigători. În cel cu Impark Zone sunt părerile voluntarilor despre cum a luat ființă acest proiect și despre utilitatea lui, a coordonatorului Oana Plaiu, dar și o voce din comunitate. Au pornit strict de la ideile noastre. Noi, membrii, tinerii, am găsit ideea, am identificat de fapt problema din comunitatea noastră și am găsit o soluție creativă și inovativă pentru aceasta. Problemele de obicei s-au identificat prin simple întrebări. De exemplu, ce probleme remarcați voi în comunitatea noastră? Ce ați dori să se schimbe în comunitatea noastră? Ce vă lipsește de aici? Am gândit la ce ar avea nevoie comunitatea. Și ne gândeam și să înfrumusețăm un loc și ne-am gândit că gara e cea mai bună zonă unde vin și străini, nu doar oamenii ai orașului. Am făcut un sondaj prin toate școlile din oraș și am întrebat fiecare tânăr ce problemă găsește el în orașul nostru. Așa că după lungi căutări am găsit acest spațiu. 3 colegi de-ai noștri s-au dus în primărie să ceară locul. Mai întâi au fost chemate 2 fete de la Facultatea de Arhitectură pentru a ne ajuta cu menajarea, cu puișorul, cu băncile, cu mesele. Colegii noștri au fost la mai mulți sponsori în oraș. Niciunul nu a refuzat să ne ajute. Gardul, care este în spatele nostru, a fost pictat de către noi sub îndrumarea unui artist. Parcul a fost deschis în vara anului trecut, iar cât vremea de afară a permis, acolo au avut loc ateliere pentru tineri prin care ei să-și dezvolte diferite abilități. Primul obținut de Club Impact Special a fost primit în urma concursului desfășurat de Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, în concursul Educația pentru Toți. Concurs ce a constat în vizualizarea juriului. Proiectul Impark Zone a fost selectat în urma unei competiții la care s-au înscris 132 de organizații. La gala a participat virtual Eduard Novac, ministrul tineretului și sportului, care a transmis un mesaj de susținere a inițiativei. Gala dezvoltării durabile a fost realizată în parteneriat cu TVR și face parte dintr-un program de informare și educare a publicului. Cu privire la cele 17 obiective ale dezvoltării durabile înscrise în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Agenda 2030.
Un tânăr în vârstă de 31 de ani din satul Verșeni, comuna Miroslovești, este semifinalist în selecția națională pentru Eurovision 2022. Este vorba despre Răzvan Alexa, alias Vanu, care interpretează piesa Never Give Up. El a intrat în această etapă alături de alți 44 de concurenți, iar în perioada următoare va trece prin alte două etape, în urma cărora se va afla numele reprezentantului țării noastre în concursul internațional. Hey, my friend, there's many things I wish I would have said. And I'm afraid I'll never get to hear your voice again. No matter what they say about you, no matter how your story's told, I'll never give up on us. Never give up on us. Deloc sunt din satul Verșeni, comuna Miroslovești, județul Iași, acolo local. Am trăit primii 14 ani din viață acolo. A fost o copilărie foarte frumoasă. Chiar râdeam cu prietenii că nu aș da copilăria pe care am avut-o la Verșeni pe o copilărie între betoane, pentru că indiferent de anotimp noi aveam gașca noastră și tot timpul ceva de făcut. După acești 14 ani de copilărit la gârlă, ca să zic așa, am urmat cursul normal al vieții și melodia cu care m-am înscris se numește Never Give Up. Pentru oamenii care nu vorbesc engleză, înseamnă să nu renunț niciodată. Iar povestea din spatele ei este una destul de personală. Este vorba despre faptul că mi-am pierdut fratele acum 5 ani de zile și cumva arta nu se naște din fericire, ci mai mult din suferință. Răzvan Alexa iubește muzica și a mai participat la concursuri de renume precum Vocea României sau X Factor. În ultimul an al facultății am participat la Vocea României, unde am ajuns în primii 16 din toți concurenții din anul respectiv. După participare am fost cumva impulsionat să mă mut la București, să-mi urmez visul. De 8 ani locuiește în București, lucrează în IT și cântă într-o trupă de cover-uri la evenimente private. Viața și realizez că nu prea poți să faci, să-ți câștigi existența așa din prima făcând muzică. Prin urmare a trebuit să-mi iau și eu un job ca toți oamenii responsabili și lucrez în IT. Dar pasiunea pentru muzică am continuat să o hrănesc, ca să spun așa. Cânt și într-o trupă de cover-uri și cântăm la evenimente private din 2018, sunt alături de ei. It's one for the money, two for the show. Can you get ready now, go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Acum, Vanu are nevoie de susținere și poate fi următorul artist care reprezintă România la Eurovision. Melodiile care au trecut de etapa preselecției vor intra în prima etapă a semifinalei, de unde juriul și telespectatorii vor califica 20 de piese în următoarea fază a concursului. În acest sens, echipa Eurovision România va organiza în luna ianuarie o sesiune de înregistrări într-unul dintre studiourile TVR pentru cele 45 de piese. În premieră, fanii își vor putea vota favoriții pe pagina oficială Facebook, unde pot salva 5 piese pentru a doua etapă a semifinalei. Juriul va califica alte 15, iar semifinala se va încheia pe 12 februarie cu un show TV, în cadrul căruia juriul de specialitate va alege doar 10 piese pentru marea finală. Așa că dacă vreți să mă susțineți și considerați că merit, vă invit să o faceți. Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în concursul internațional Eurovision, care va avea loc în perioada 10-14 mai 2022 la Torino, Italia.
Vești bune pentru clienții Apa Vital. Începând de marți, de pe 4 ianuarie, pășcănenii își pot achita facturile la apă fără să iasă din casă. Plata se poate face online, fără comision, prin intermediul platformei ghișeul.ro. Astfel, pașii de urmat sunt cât se poate de simpli. Cei care doresc să înregistreze plata facturii o pot face și fără să aibă cont pe platformă. Ei vor trebui să completeze o serie de date, iar confirmarea tranzacției se face printr-un e-mail care apare în sistemul ghișeul.ro la secțiunea plăți anterioare. Plățile pot fi efectuate de orice persoană doritoare, de pe un computer, ori direct de pe telefonul mobil, indiferent că plătitorul se află în țară ori în străinătate, fără obligația existenței unui cont pe platforma ghișeul.ro, prin simpla accesare a linkului plătește fără autentificare. Utilizatorul va fi direcționat către o pagină de unde trebuie să selecteze județul Iași, apoi rubrica de plata utilităților și apoi furnizorul, respectiv compania Apa Vital. După aceasta trebuie introduse datele facturii care urmează să fie plătită, respectiv seria, numărul și valoarea acesteia, suma de plată, precum și datele de identificare ale plătitorului și ale titularului contractului, indiferent că este vorba de o persoană fizică ori de una juridică. Odată cu finalizarea cu succes a plății, utilizatorul va primi din partea platformei ghișeu.ro un e-mail cu dovada de plată. Precizăm că rămân valabile și vechile opțiuni de plată online prin portalul www.apavital.ro, internet banking și prin intermediul aplicațiilor Apa Vital Iași, Pago și 1-2 centru de plăți disponibile în Google Play Store și App Store. Facturile se mai pot achita și la Raiffeisen Bank sau la unitățile unde se pot efectua plăți PayPoint, PayZone, Westaco, SelfPay sau Mobile Distribution, la sucursalele Check Bank sau în locațiile Credit Coop din județul Iași. Centrul de vaccinare din municipiul Pașcani și-a început din nou activitatea după sărbătorile de iarnă. De luni 3 ianuarie se fac vaccinări pentru cei care doresc să se imunizeze împotriva virusului COVID-19. Funcționează cele două fluxuri, iar programul este zilnic, de luni până duminică, de la ora 8 până la 20. De precizat este faptul că în anul trecut la centrul din Pașcani s-au administrat circa 26.600 de doze de vaccin. Incidența în municipiul Pașcani se păstrează în continuare scăzută, în scenariul verde. Potrivit datelor trimise de autorități la data de 2 ianuarie, indicele în oraș era de 0,30 la 1000 de locuitori. Și în cele două spitale din Pașcani situația este bună, iar sistemul sanitar nu este pus sub presiune. Noul an începe cu creșteri de pensii, alocații și salarii. Din ianuarie, cei aproximativ o treime din angajații din România care sunt plătiți în prezent cu salariu minim, în 2022 vor primi în mână 1.524 de lei, adică cu 138 de lei mai mult, în timp ce salariul minim brut va ajunge la 2.550 de lei. Este vorba așadar de o creștere a salariului minim din România cu 10,8%. De anul viitor dispare și salariul minim pentru studii superioare. Iar referitor la salariul minim diferențiat pentru domeniul construcțiilor, acesta rămâne tot la 3.000 de lei brut. Și punctul de pensie va crește în 2022 cu 10%, ajungând la 1.586 de lei, iar indemnizația socială minimă se majorează la 1.000 de lei, în creștere cu 200 de lei. Și alocațiile cresc, vor ajunge la 243 de lei în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Pentru cei sub 2 ani și în cazul copiilor cu dizabilități, alocații vor fi de 600 de lei. Ceea ce ar trebui să fie vești îmbucurătoare aduc însă îngrijorare în rândul românilor. În timp ce prima lună din 2022 vine cu măriri de pensii, salarii și alocații, noul an vine și cu o serie de scumpiri. Așadar, românii nici nu vor apuca să se bucure bine de bani, că vor trebui să scoată mai mult din buzunare la supermarket, la facturile de la electricitate sau la plata carburanților. Primele creșteri de preț au fost sesizate la pompă chiar din prima zi a noului an. Litrul de benzină este mai scump cu aproape 8 bani, iar cel de motorină cu 7 bani. Și prețurile la energie cresc, dar cel puțin până pe 31 martie facturile sunt plafonate și compensate de stat. Două
Doar două zile îi mai despart pe credincioșii ortodoxi de marea sărbătoare a Bobotezei. La Pașcani, părintele protopop Pavel Postolachi a anunțat deja programul evenimentelor religioase ce va avea loc pe data de 6 ianuarie. Astfel, pășcănenii sunt așteptați joi la Catedrala Pogărârea Sfântului Duh, unde începând cu ora 9 va avea loc Sfânta Liturghie, iar de la ora 11 se va desfășura în afara catedralei, pe un podium special amenajat, slujba Sfințirii Marea Apei. Precizăm că în acest an, tradiționala cruce făcută din gheață va fi înlocuită cu una din lemn, împodobită cu flori și crenguțe de brad. Slujba de dimineață începem Sfânta Liturghie la 9 până la ora 11. Și de la ora 11 până la 11:30 va avea loc în afara bisericii, în afara catedralei, pe un podium special amenajat, în vase speciale pregătite, slujba de sfințire a apei celei mari sau a gheazma cea mare. Fiindcă am căutat în zona noastră, n-am găsit apă înghețată, decât foarte subțiri în pădurea de la Valea Sacră, dar nu se poate și vom amenaja o cruce de lemn împodobită cu brad și cu flori. În ajunul și în ziua de bobotează, în toate bisericile ortodoxe se sfințește aghiazma cea mare, de aceea și slujba aghiazmei mari este mai lungă și mai festivă. Noastră sărbătorește acest moment la bobotează, la botezul Domnului, când ce face biserica? Ce facem noi? Sfințim apele Iordanului. Apa Iordanului este apa pe care o aducem, o pregătim la biserică și prin invocarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu o sfințim. Ca prin ea, gustându-o, să ne curățim de rău și de păcat. La Iași, slujba de sfințire a apei se va face în ziua de 6 ianuarie, începând cu ora 11 la Catedrala Mitropolitană, după Sfânta Liturghie, pe esplanada din fața intrării în locașul de cult. Slujba va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Precedenți. În jurul orei 11 va începe această slujbă oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Sfânta Liturghie din ziua prăznuirii botezului Domnului va fi oficiată în trei locații diferite din incinta ansamblului mitropolitan, la altare diferite, cu începere de la ore diferite, astfel. În incintele Eclesia și Sinaxar din Muzeul Mitropolitan, de la ora 6, respectiv ora 10, precum și în Catedrala Metropolitană, unde Sfânta Liturghie Arhierească va începe în jurul orei 9. Câteva reguli urmează să fie respectate pentru ca totul să se desfășoare într-o manieră organizată. Astfel, credincioșii care ajung la slujba de bobotează la Iași vor trebui să se așeze pe două rânduri, urmând ca aghiazma mare să fie oferită credincioșilor de către cei 40 de voluntari. Credincioșii care ajung la aceste slujbe vor fi îndrumați de aproximativ 40 de voluntari către aceste locații în care se va putea intra în număr limitat. Cei care vor dori să ia aghiazmă mare de bobotează vor trebui să se așeze pe două rânduri organizate ca la hramul mare al catedralei din ziua de 14 octombrie. Aghiazma mare va fi oferită credincioșilor de către voluntarii care vor veghea la respectarea măsurilor luate, inclusiv de-a lungul rândului. Bobotează este o sărbătoare care abundă în superstiții, iar oamenii de la sate țin cont și acum de ele pentru a le merge bine tot anul. Astfel, încă din ajun de bobotează, credincioșii se pregătesc într-un mod special pentru a întâmpina această mare sărbătoare. Miercuri, pe 5 ianuarie, creștinii postez pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfințită. Tot în această zi se pregătește tradiționala cruce de gheață pentru a doua zi, atunci când va avea loc slujba de sfințire a apei. Această sărbătoare în lumea satului are o semnificație aparte, iar multe dintre semnele care apar de bobotează sunt considerate ca fiind relevante pentru tot anul. Spre exemplu, se crede că dacă în ajunul bobotezei este brumă pe pomi, atunci anul va fi rodnic pentru acei copaci, iar dacă plouă în această zi, tot anul va fi ploios. Noaptea de ajun este una importantă și pentru fetele nemăritate. Potrivit tradițiilor păstrate și în prezent la sfințirea caselor și creștinilor de către preot, fetele încearcă să fure fire de busuioc din găleata cu aghiazmă, ca să le pună la cap și să-și viseze ursitul. Conform tradiției ortodoxe, aghiazma mare se păstrează nestricată vreme îndelungată, rămâne la fel de proaspătă și de plăcută la gust, iar în Moldova, credincioșii ortodoxi iau pe nemâncate aghiazmă mare timp de 8 zile, începând din ajunul bobotezei și până pe 14 ianuarie.
De asemenea, putem stropi cu aghiazma mare casa, curtea și grădina, precum și animalele și livezele din jurul casei pentru a le feri de rele. Prima lună a acestui an vine cu schimbări importante pentru persoanele care ajung la ghișeile instituțiilor publice cu tot soiul de documente. Instituțiile publice nu mai au voie să ceară copii după actele emise de alte entități ale statului. Așadar, oamenii nu vor mai trebui să se prezinte la ghișei cu un teanc de hârtii pentru dosar. Legea care prevede această modificare a fost promulgată în luna noiembrie anului 2021 și a intrat în vigoare de pe data de 1 ianuarie acestui an. Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, se arată în textul legii. Mai puține hârtii la dosarul cu șină și pentru pășcănenii care vor să se căsătorească. Spre exemplu, începând cu luna ianuarie, tinerii care se vor prezenta la ghișeul compartimentului de stare civilă nu vor mai trebui să prezinte, cel puțin în teorie, copii xerox după cartea de identitate sau după certificatul de naștere. La fel ar urma să se întâmple și la compartimentul de evidență a persoanelor, la serviciul urbanism sau taxe și impozite locale. Reporterii BTV au încercat să afle mai multe informații cu privire la modul în care vor fi implementate noile prevederi legale la primăria Pașcani și ce acte în Xerox nu vor mai fi necesare în cazul pășcănenilor care se vor prezenta la ghișeele instituțiilor publice. Însă, în loc ca reprezentanții primăriei Pașcani să clarifice această situație, ei au transmis că atât primăria cât și instituțiile din subordine se vor conforma legislației în vigoare. Cu toate acestea, de precizat este și faptul că la nivel național, pentru ca legea să fie pusă în aplicare, este nevoie de un sistem informatic care să lege toate instituțiile statului între ele, să fie posibil schimbul digital de documente. Meteorologii anunță că ziua de miercuri va aduce din nou atmosferă de primăvară, temperaturile fiind mult mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă a anului. Dacă la început de ianuarie ar fi normal ca vremea să fie geroasă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar minimele se vor încadra între minus 2 și 7 grade. Administrația Națională de Meteorologie anunță că în cursul zilei de miercuri vor fi precipitații sub formă de ploaie în vest, nord-vest și în centrul țării, iar după lăsarea serii, ploile își vor face apariția și în restul regiunilor. În plus, până la ora 18 este în vigoare un cod galben de vânt puternic, valabil în mai multe județe ale țării. Vremea se încălzește și în județul Iași, iar miercuri în ajun de Bobotează sunt anunțate maxime de până la 12 grade și soare pe cer. Și pe timpul nopții vor fi temperaturi blânde pentru această perioadă, în jur de 3-4 grade. De joi se mai răcește, vor fi valori cuprinse între 6 și minus 2 grade și sunt așteptate ploi. We'll be right back.